Andreea Esca este o figură binecunoscută în lumea prezentării de știri din România, fiind o personalitate marcantă la ProTV. Viața ei personală este la fel de colorată ca și cariera profesională, având o căsnicie de lungă durată cu Alexandre Ieram, un om de afaceri de succes. Povestea lor de dragoste durează de peste două decenii, fiind o dovadă a unei relații stabile și fericite. Din această uniune au rezultat doi copii minunați, Alexia și Aris Ieram. Ceremonia lor de căsătorie a avut loc în anul 2000, într-un cadru impresionant, la Catedrala Sfântul Iosif din București. Momentul a fost marcat de prezența a doi nași deosebiți, Ana și George Copos, ceea ce a adăugat un plus de strălucire evenimentului. Alexandre Ieram, soțul Andrei, este un personaj fascinant cu o viață plină de experiențe extraordinare. Originar din Statele Unite ale Americii, el a avut o copilărie plimbăreață, crescând în Michigan. Familia sa, cu rădăcini diverse, mama sa fiind franțuzoaică și tatăl său de origine armeană, l-a introdus într-o lume plină de cultură și istorie, cu călătorii din Paris în Germania și Anglia. Decizia lui de a se stabili în România, luată în anul 1992, a venit după o perioadă plină de aventuri. A fost surprins de realitățile pe care le-a întâlnit aici, diferite de așteptările pe care le avea. Într-un interviu, el a povestit despre prima sa impresie referitoare la România, notând diferențele față de ceea ce anticipase inițial. Într-un interviu captivant, Alexandre Ieram a împărtășit amintiri despre prima sa experiență în România, un moment plin de surprize pentru el. El a povestit cum a sosit în țară în iunie 1992, complet nepregătit pentru vremea de aici. Am venit în România în iunie 1992 cu o jachetă foarte groasă pe mine. Știam că aici e foarte frig, că e ca în Siberia, dar am găsit 40 de grade și mi-am zis, ce se întâmplă aici? Credeam că sunt numai căruțe, dar am văzut supermașini. Sigur, acum pare o glumă, dar cred că oamenii ar trebui să călătorească mai mult și să se convingă, a mărturisit el, descris în cuvintele sale primele impresii despre România. Alexandre Ieram este definit de o viață plină de călătorii și aventuri, moștenind această pasiune de la tatăl său, care de asemenea a trăit o viață fascinantă. Probabil avem călătoria în sânge. Sunt născut în America, am studiat în Germania, în Anglia, părinții mei sunt în Franța, iar eu m-am stabilit aici. Și tatăl meu a avut o viață la fel. El este armean, a fugit din Armenia, a ajuns la Paris, a făcut Ecole des Beaux-Arts, a plecat și a câștigat un concurs în America, a construit World Trade Center, unul dintre turnurile care astăzi nu mai sunt, a relatat Alexandre, împărtășind aspecte impresionante din istoria familiei sale. În detaliile fascinante ale întâlnirii lor, Andreea Esca a povestit cum l-a cunoscut pe Alexandre Ieram în 1996. În acel moment, Alexandre era implicat într-o altă relație și venise în România pentru a lucra la firma unui prieten de familie. Andreea, prezentatoarea de la știrile ProTV, și-a amintit cum a depus eforturi considerabile pentru a-l cuceri pe Alexandre. A avut momente când a crezut că nu mai are nicio șansă, însă totul s-a schimbat când a primit un fax amuzant de la el. Acest gest a deschis calea spre mai multe întâlniri, iar de atunci, cei doi nu s-au mai despărțit. În cuvintele Andrei, l-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă, cine este băiatul acesta? Lavinia Sârbu, care era responsabilă de vestimentația la ProTV, mi-a răspuns, știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el, vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Am zis-o da, și așa a început totul. L-a chemat și am început să vorbim. Într-o zi, când era și cu fata cu care era el atunci, care era superbă, i-am zis o bună și am plecat. Mai târziu l-am invitat la jurnal, dar n-a venit, spunând că, a relatat Andreea, descriind momentele cheie care au condus la formarea cuplului lor. În continuarea poveștii lor de dragoste, Andreea Esca a povestit cum, la un moment dat, a renunțat la ideea de a-l cuceri pe Alexandre, simțind că a făcut tot ce era posibil. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să-mi iasă din cap, mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață. Atunci am zis, gata, a mărturisit ea. Totuși, povestea lor a luat o întorsătură neașteptată. Andreea a primit un fax inedit de la Alexandre, care a schimbat totul, dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care își smulgea părul din cap și în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal și m-a așteptat cu flori.
Mi-am dus la un restaurant și, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună, a declarat ea, rememorând cu emoție momentul decisiv în formarea relației lor.